Portarul lunii martie, cum e să te simți premiat? Foarte onorat mă simt și mulțumesc mult și echipei, că fără ei nu puteam să câștig acest trofeu. Vă mulțumesc tare mult și chiar e o chestie care pentru mine este importantă. E așa, mă simt onorat. Vii și luna viitoare să-ți mai dăm un premiu? Tractare. Tractare și să țin și echipa sus și să primești și premiu personal. Care e obiectivul lui Kiwi Sports? Sunteți pe loc de baraj acum. Da, suntem pe loc de baraj, ne dorim să promovăm, din păcate suntem cu puțin accidentări, trecem pe o perioadă mai dificilă, dar trebuie să trecem și peste, mai destul timp. Care este idolul tău? E greu aici. E greu, sunt foarte mulți, Casillas e dintre preferați și România Lobonț. Și am ceva mai greu, așa, mai de suflet, mai din amovist. Să înțeleg că mi-ai scos din chestiunea următoarea întrebare, că era cu ce echipă ții. Dinam. Și din străinătate. Până la moarte. Real Madrid. Este frumos. Mai avem o surpriză pentru tine. Ai auzit de Helmut Duk Adam? Da. Ei bine, cum crezi că vei apăra cu niște mănuși Helmut Duk Adam 86? Doamne, aștept să apăr cel puțin unul. Un penalti ca el. Foarte tare. Mulțumesc mult. Domnul Duk Adam premiază portarul lunii cu o pereche de mănuși HD 86. Dăm voie să ți le mânezi. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc.